A fi tată e mult, a fi mamă e totul. Și totuși, fără el, tată, ar fi imposibil să fie împlinită ea, mamă. Anume din acest considerent, după solicitările dumneavoastră, emisiunea Ea, mamă vă va delecta periodic cu ediții speciale de suflet sub genericul El, tată. Niciodată un bărbat nu e mai mult un bărbat ca atunci când devine tată. Și cel mai mare lucru care îl poate face un tată pentru fiica lui e, da, să iubească pe ea, mamă. Mai mult ne mărturisește el, tată, Adrian Ursu. Stimate Adrian, vă sunt enorm recunoscătoare pentru faptul că ați găsit timp. Pur și simplu, Adrian. Da, permite. Asta și este începutul. Educația cea care de casă nu-mi permite. O să apreciez cel mai mult dacă o să vorbim simplu, cald și fără lauri. Așa o să fie emisiunea ta altfel. Asta. Mai sincer. Atunci, Adrian, îți mulțumesc încă o dată pentru faptul că ești aici, în universul mamelor, cu paranteza și a celor care se numesc tati, pentru că am făcut la inițiativa și la propunerea celor care ne privesc o ediție specială în cadrul emisiunii Ea, mamă, El, tată. Și dumneavoastră sunteți cel care porniți. Dați startul, vă dați seama? Primul tati care ne pășit pragul, universul mamelor și nu doar, este Adrian Ursu. Mersi mult! Vă salut și mă bucur să fiu aici și este un rol plăcut, despre asta pot să vorbesc. Cu siguranță. Da. Iar pentru început, vă propun să caracterizați persoana ilustră, imagine care o găsiți aici în mapă. Da. Văd un bărbat cu barba mai lungă și barba asta e barba aceea controversată care cineva spune că, băi, ce de bine vă stă. Ce de bine îți stă, Adrian. Iar cineva spune, da, de ce erai așa mai tinerel? Și eu am un răspuns minunat. Așa îi place soției mele și mie îmi pare că îmi stă bine. Și eu accept doleanța ei. Pentru că o văd de la asta mai împlinită, mai fericită. Și copilor tot le place să mă apuce așa de barbă uneori. Și eu uneori așa când mă gândesc fac așa și parcă îmi vin gândurile mai ușor. Pe lângă aspect fizic, ceva ce se face în suflet? În oglindă, în fiecare zi vezi diferit. Pentru că fiecare zi este diferit. Pentru că noi nu suntem la fel mereu. Este imposibil. Știu sigur că persoana din oglindă pe care o văd s-a schimbat. Și asta mă bucură, dar știu cum mai are de lucru. Iată, persoana care am văzut aici în oglindă, mai are de lucru, dar cumva mă bucură faptul că a găsit oamenii potriviți și pipă, eu sunt în căutare și ce ar trebui să fac fiecare este să fie în căutarea drumului său. Să vezi că tu mergi pe drumul tău și tu ești ok și ești bine. Ați vorbit ceea ce eu doream să menționez, mersi mult, în primul rând, pentru pornirea destul de înțeleaptă. Vreau să menționez că, cu siguranță, multă lume care vă admiră, vă urmăresc, au observat că aveți o perioadă în care, practic mai mult, cred că de vreo 9-10 ani, când ați evoluat ca personalitate. Și nu e doar vorba de barbă care vă dă așa un chip. Poate persoane care cunoaște valorile și care merge după principiile biblice. Mi se pare că e cumva legat și de persoana care este alături și cea care vă este jumătate. Imaginea exterioară, ceea ce ați menționat corect, nu înseamnă întotdeauna ceea ce este interior. Dar omul, deja îl apreciem oamenii când tind să se schimbe, să facă o schimbare în ei, dar de dorit să fac schimbarea asta și în exterior și în interior. Asta este important. Să fii mai bun. Vor să fii mai frumoși mai întâi exterior. Ok, să muncească. Cineva se apucă și face sport. Cineva schimbă imaginea, schimbă culoarea părului. Cumva, dacă exterior omul o să-și placă mai mult, probabil că și în interior o să înceapă să schimbe. Apoi o să-și pun întrebări ce se întâmplă în interior, când este mai bun, când este mai puțin bun, când este mai supărat, de ce se supără atât de des dacă se supără, de ce trăiește sentimentul de invidie și
să poată să oprească și să observe că este invidios. Asta sunt momentele când lucrez cu ceea ce este în interior. Iar eu am început de la micul sfat a soției mele care îmi spunea, nu, când noi am cunoștință, îmi spunea, și tot îmi își face așa. Andrei Mirău, nu? Eu aveam breton. Și de când ieșeam la întâlnire și îi povesteam ceva, peste câteva secunde făceam așa. Și ea, apoi m-a încurajat să schimb imaginea, să dau părul peste cap. Și apoi a văzut cumva că totuși mandibula aceea mai bărbătească e cumva așa un pic mai lată. Și uite, datorită bărbii, schimb forma feței. Apoi am început așa câte un pic, nu prea acceptam, barba abia scurtă, scurtă, nici nu poți să o numești barbă, pur și simplu așa un pic semi-ras. Odată întâmplător, într-o perioadă, a făcut o pauză și am văzut, păi, foarte greu mă dau la schimbări, sincer, da. Recunosc. Deci, dar dacă acceptă soție și place? Nu, chiar și la sfaturile ei, oricum foarte greu acceptam, pentru că a trebuit mult timp, când până într-un moment dat, întâmplător, am lăsat barba un pic mai lungă. Și m-am uitat și zic, păi, m-am uitat la o poză și zic, dar nu e rău. Și apoi, încă se mai întâmplă așa, când eu ajung să fiu cu barbă și îi spun soției, vezi că îmi stă bine, iată ce idee mi-a venit. Și eu cum îți spun de 5 ani despre asta și tu spui că asta e ideea ta? Așa, la noi bărbat, dar bărbat, să-i spun că cel puțin măcar 50 de ori, un lucru ca să ajungă și e demonstrat deja. Nu este o imagine biblică, nici nu este o imagine din altă direcție. Eu mă gândire altceva, că eu privesc persoana prin prisma la ceea ce spune, prin ceea ce radiază din inima ei și plus la toate, cum arată. Și iată, ceea ce am văzut toate eu în Adrian Daursu, mi s-a dat așa o închipuire că este o personalitate care afla despre valorile vieții, le urmează sau cel puțin încearcă să le urmeze și este aproape de poruncile biblice, de asta și am menționat. Din educația spirituală și religioasă am primit-o în familie, de la bunici, de la părinți și am încercat să țin cont de ele, dar este așa un moment când avem așa un drum. Eu trăiesc lumește, așa cum trăiesc, fac ce pot, unde mă supăr, unde mă cert, unde mai mint pe cineva, că trebuie să te descurci. Și stăm întotdeauna cu gândul ăsta că da, apoi noi o să ne ducem, o să ne spovedim și după asta tot se iartă. Acolo, cea mai mare fost cândva, a fost așa, poate încă a mers lucrul ăsta și pentru cineva încă merge. Să ne apucăm cu toții de treabă și nu să facem neapărat ceea ce este scris în Biblie, ori scris undeva, ori ce spune o religie sau altă. Pur și simplu, să trăim după simț și după sovest. Deci reiese totul. Da, când tu nu faci altuia celui ce nu ai vrea să-ți facă ție. Legea bumerangului, în primul rând, dacă o pui. Dar nu așa, invers. Noi legea asta o folosim desori oamenii, dar o folosim invers. Dar mie tot așa mi-a făcut, așa fac toți. Nu, asta nu e așa. Nu, invers. Anume, tu trebuie să fii acel bucățică din lanț când tu rupi acest lanț. Când lanțul vine, că toți procedează așa și anume tu ai posibilitatea, iată asta să te gândești, că tu ai posibilitatea să procedezi altfel. Drum mai bun decât ieri. Azi mai bun decât ieri, mâine mai bun decât azi și tot așa. Și am avut dreptate în ceea ce am spus despre Adrian Ursu. Și măcar să înveți, de, știți când spunem că să înveți din greșelile altora, dacă măcar am învățat din greșelile noastre. Și toate se aranjează așa cum trebuie. Hai să aranjăm noi lădița noastră. A sufletul, așa zic eu. Tot ce găsiți în fiecare din lădițele ce se vociferați din suflet, ce vă vine? Începeți cu cea de sus. Este o cruce. Ajută. Este o cruceliță. Ce-mi vine? Prima ce mi-a venit bunica, bunielul, localitatea Pervomaisc, soba bunicii, candela, nanele, am mai multe nane care mi-au dat acele sfaturi și acele povieți importante la început de viață în copilărie și în adolescență și au pus niște baze bune, eu cred că foarte bune, că
că era o limită unde nu se poate. Iată de unde se trage. Dar apoi peste unele lucruri mi s-a dat așa, așa s-au aranjat lucrurile în viață, încât unele lucruri le-am greșit, nu le conștientizam. Credeam că, noi așa credem desori, că să nu furi, să nu omori, să nu încă nu știu ce, adică cam câteva lucruri așa de bază. Dar nu știm cât de importante sunt alte lucruri, să nu judeci pe altcineva, să nu invidiezi, să-mi dorești. Și cel mai interesant că ele, cineva spune, aia asta e vorba de filozofie. Nu, nu e vorba de filozofie, asta lucrează atât de bine. Când tu invidiezi, un exemplu, tu îi dai putere cuiva, tu pierzi timp cu invidia ta și invidia asta te ține ca tu să nu faci. Eu cât timp am invidiat trupa Tarmis? Îi cunosc acest lucru sau cum a descoperit? Da, Valentinul nu știe, i-am da? Spus lui personal. Cât timp eu am descoperit, eu am analizat și am recunoscut că eu invidiez proiectul lui. Așa era perioada, eu vedeam asta, eu simțeam acest sentiment și mie nu mi-era confortabil pentru că eu consideram că pot să fac la fel un proiect, dar era de fapt un regret al meu că nu l-am făcut. Să poți și să nu faci, tot este un păcat. Dacă ți s-a dat o posibilitate și un talent de a crea ceva, creează. Și după ce am găsit problema asta, m-am întâlnit cu Valentin într-o zi și i-am povestit și i-am spus, zic, păi, știi că dacă ai auzit vreodată că am spus ceva, da, am spus. Dar acum înțeleg foarte bine că nu era ok. Ați transformat invidia într-o motivație. Pur și simplu, trebuia să mă destăinui și nu la preot sau la altcineva, deci vreau să mă destăinui omul. Așa din cauză, ca să ușurați. M-am simțit mai bine, am discutat un pic cu el și după aia m-am apucat să fac ce în proiectul nostru, Adrian Ops și orchestra. Când tu știi că fiecare are loc și pentru fiecare este public și că succesul tău nu depinde de cât de mare succes are o trupă sau altă. Ce să zic? Da, și gata. Deci regulă numărul 1. De la Adrian Ursu. Nu e de la Adrian Ursu, nu. Nu? Nu, asta e regulă. Nu invidia, dar motivează-te. Sunt niște reguli din totdeauna. Hai să trecem la două și apoi continuăm. Vă rog, mult. Că mi se pare că am simțit eu despre ce va fi. Așa. Vă ajut? Da. Da, asta sigur că e clar cu ce se asociază. Se asociază cu Irinuca. Soția care face dulce și care gătește gustos și care e frumoasă și care e dulce și care e bravo. Și toate aceste complimente se aranjează foarte bine chiar și tot cu cea cu care mă contrez cel mai des, cu care avem deseori păreri diferite, cu care până ajungem să uneori să lansăm un proiect nou. Deci ies scântei în interior, nu în exterior. Cumva eu lupt cu mine, analizez de ce eu nu vreau acest proiect. Și deja știu câteva frici. Aha, pentru că el e scump. Nu, pentru că el nu e așa de scump proiectul ăsta, dar el pur și simplu vine tocmai în perioada când nu prea avem posibilități financiare să investim în asta. Dar dacă reușești printre toate fricile care te apucă să mai simți cu inima și sufletul și că o să reușiți, o să treceți și peste asta. Și dacă vezi că asta, cum să zic, o bucură și pe Irina, îți bucură jumătatea și câștigi din partea asta, atunci lucrurile o să aranjeze așa cum trebuie. Dulciurile din care au apărut în viața Irinei de când a apărut fetița noastră, Maria Andreea, dulciurile au făcut-o și pe ea și mai dulce. Au descoperit latura ei de inspirație, de creativitate, de gust estetic. Ea știe să se uite pe internet, așa ca și toată lumea, dar să selecteze după gustul ei și să adapteze. Acum am povestit, am spus și mi-am dat seama că, de fapt, noi aici ne asemănăm, pentru că ani de zile
am alergat după note în alte diapazon și tot ce legat de tema asta. Ca să te trezești, să treacă ani și să-ți dai seama că de aici, dacă vine, important. Și diapazonul o să vină mai larg dacă o să vină din suflet și din inimă. Și încă am de lucru. Nu pot să nu vă întreb. Iată, acum, la această răscruce pe unde mi sau punctul B până la Z care îl aveți, când sunteți într-o familie împlinită, cu persoană care vă este și dulce și amară între ce desert, cu ce secrete, cu ce idei, cu ce lecții puteți să veniți spre bărbați care poate n-au ajuns la această înțelepciune a vieții, să fie un bărbat adevărat? Dar eu încă nu am ajuns la înțelepciune. Nu? Dar deja se simte că o vieți. Unele lucruri le cunosc din practică, altele lucruri le cunosc doar în teorie. Le pot povesti, dar încă singură lucrez asupra lor. Eu pot să spun tuturor oamenilor să tindă să fie mai buni. Atât. Deci asta este primul lucru de bază pe care îl poți face și să vă focusați atenția acolo unde trebuie. Pentru că deseori noi avem o problemă. Noi sau o mare minciună în care noi credem că alte lucruri sunt mai importante decât acestea. Că nu știu care alte lucruri. Iată, eu ani de zile credeam că lucrurile cele mai importante sunt, iată, să faci, să participi în proiecte de caritate și să ajuți oamenii și că asta este cel mai corect. Pentru cineva da, pentru cineva nu. Cineva își alege acest drum. Dar cel mai bine este când acasă tu ai rezolvat tot ce ai de rezolvat. Când tu reușești acasă să dăruiești atenție, dragoste, susținere financiară familiei tale, iar apoi părinților tăi, dacă îi ai în viață, dar noi suntem foarte fericiți și recunoscători că noi și eu și Irina avem părinți și ei lucrează alături de noi. Mama Tereza spunea că dacă vrei să faci pace în univers, începe cu familia ta. Pe acest principiu și... Da, și asta este un adevăr. Noi, iarăși, iată, vedeți, eu despre fraza asta nu știu, dar tu poți să o auzi și zici, ei, a spus acolo cineva, a spus... Până treci prin tine, prin practica vieții. Până nu încerci, măcar să te întrebi, dar tu ai rezolvat tot ce ai de rezolvat acasă sau nu? Pentru că un om dăruiește dragoste la sute de copii, iar pentru copilul lui nu are, atunci e trist. Eu, de exemplu, simțeam că eu prezentam emisiuni pentru copii și lucram cu mulți copii, dar nu doream suficientă dragoste acasă. Înțelegeți? Da. Asta e un paradox. Asta trebuie să te oprești un pic, să te gândești, să conștientizezi asta. Și dacă spunea cineva, chiar soție, atunci nu credeai. Până n-ai sesizat tu, personal, fiecare. Noi putem și să ne supărăm. Nu numai că noi așa suntem delicați toți, că dacă nouă să ne spună soția sau soțul, unul, celălalt îi spune, tu faci așa. Cum nu? Cum fac? 5 minute am dus până la grădiniță și înapoi acasă. Nu, eu și apoi m-am jucat și am stat și... Dar cum am fost la... Eu mă supăram. La unele lucruri, la unele momente, eu mă supăram. Păi am fost, cum am fost în vacanță, am fost la mare. Da, aici trebuie să te oprești. Asta tot e bine. Dar asta e punctat odată vara. Odată iarna ai mai punctat și odată a mai fost o vacanță acolo pe 2 zile. Dar ce reușești tu? Ce stănești, de asta zic, în pandemie lucrurile s-au aranjat cum trebuie și multă lume a înțeles, cineva a înțeles că nu mai poate sta acasă, cineva a înțeles că n-are răbdare nici cu copiii, nici cu soția, nici cu soțul. Cineva s-a reunit, așa cum s-a întâmplat în familia noastră. Cineva a înțeles că n-au răbdare, dar a înțeles că au de lucrat. S-au făcut de treabă și au lucrat și acum sunt mai fericiți. Fiecare diferit. Eu zic că momentul de răscruce, eu zic că ăsta a fost moment dat de sus, asta este foarte clar. Asta a fost un test foarte mare și cine a reușit să-și seteze prioritățile după o lună de zile, două stat în fața televizorului cu frică și frica asta nu face nimic bun de un om, s-a deconectat. Cam atunci am renunțat la televizor și apoi am renunțat la site-uri de știri și apoi am renunțat la Facebook-ul din telefon
și am rămas numai cu Instagram-ul și mai postez așa câteodată secvențe cu oameni care dansează și se zâmbesc. Și iată asta, dacă noi o să ne focusăm atenția acolo unde trebuie. Ce vreți? Mai multă dragoste? Focusați-vă atenția către persoana iubită și încercați nu să o schimbați pe ea, așa cum noi desori încercăm. Da, voi înșivă să vă schimbați și împreună să construiți ceva. Eu asta încă lucrez la asta. Noi lucrăm fiecare zi. Lucrăm și ne bucurăm și până când e greu și până când e ușor și da, mergem înainte. Noi știm direcția. Important direcția, să mergem în aceeași direcție. Cine spune iartă-mă primul? Sau în general, cine spune? Eu? Da. Da? Da, eu spun. Înțeleg. Irina încă nu spune, nu prea am observat, nu ți-am minte, dar dacă ea greșește, ea îmi dă de înțeles. Sau prin alte cuvinte. Așa? Sau printre rânduri, cumva. Sau schimbă, comportamentul schimbă, a ei schimbă așa, încât mie nu mai trebuiește acest iartă-mă sau ceva, sau da, eu n-am avut dreptate. Nu. Asta este uneori de prisos. Fapt. E, da. Pot să vă rog așa să le punctăm 3 puncte din partea bărbaților, ca să fie bine acasă, să fie dulce. Cum ascultă mai mult femeile. Și pe urmă femeile o să le spună bărbaților lor că, știi, iată, am văzut într-o emisiune, eu vă rog frumos nu-i folosesc numele meu. Un bărbat cu barbă, un bărbat cu barbă a spus. S-ar putea să mă întâlnesc cu un bărbat pe stradă sau la un eveniment și să zic că din spicina ta am probleme acasă. Tu nu știi ce ai spus acolo într-un interviu și femeia mea a zis că Adrian Uso așa a zis. Nu, eu n-am spus nimic. Eu vă povestesc doar o experiență și vă spun că încă n-am ajuns la un final mega fericit, dar este deja o traiectorie pe care, despre care vă pot povesti. Că toată viața este un drum. Da. Și practică este, și muncă enormă se dă până la ultima răsuflare. Să fim mai puțin orgolioși, să fim mai puțin supărăcioși. Chiar dacă ne-am supărat, să lucrăm asupra noastră, cum spuneau femeile chipzuite de pe timpuri, când v-ați duce la culcare, vă duceți împăcați. Ziceți, hai... Mâine discutăm. Da, mâine, da, las-o la mărim. Dar chiar dacă vă ține o zi, două, trei, bine, te-o ținut, dar mai bine lucrați cu asta și lăsați supărările astea, pentru că ele nu fac nimic bun. Și așa, cu drag, cu dragoste, cu răbdare, unul cu celălalt, și ușor, ușor mergeți înainte. Vedeți, asta în cazul când bărbatul spune iartă-mă, dar sunt bărbați care nu zic iartă-mă și atunci femeia cumva este nevoită cum nu zice iartă-mă, nu înțelege greșeala lui și eu să fiu cea care hai să ne culcăm în păcat. Că la fiecare în familie este diferit, dar bazele, dacă fiecare o să le punem, principiile de bază să fie corecte sau cât de cât mai corecte. Dar care, cineva să întreabă, care sunt cele corecte? Cele care sunt scrise de mult, care sunt de mult notate și ele sunt lăsate pe pământ și ele sunt. Și ele nu trebuie să le inventez, nu trebuie să le cauți, ele de mult au fost. Tot făcut cu dragoste, cu răbdare. Motivele să fie frumoase. Tu să te trezești dimineața și să, motivele tale de ce mergi la serviciu să fie un motiv frumos, de ce revii acasă e un motiv frumos. Și regula cea de aur că tu vrei să fii corect sau fericit? Da? De exemplu, sfata în unei multe familii că cineva e principial și categoric și el crede că doar varianta lui este corectă. Eu am pe unele teme, am o părere și apoi zic, da, hai spune-mi părerea ta. Și Irina spune și eu văd o altă unghi. Și din unghi ei, da, aici se un pic se schimbă. Și apoi am analizat. Hai și la 3. O. 2-10-2013. V-ați pregătit de emisiune. Mă bucur, faptul. 2-10 e 2 octombrie 2013, ziua în care de emoțiile pe care le aveam datorită nașterii fetiței noastre, am scris pe internet astăzi, 1 octombrie, s-a născut fetița noastră, adică emoțiile erau atât de mari că eu nu conștientizam că de fapt m-am culcat pe întâi, dar fetița s-a născut în dimineața, în noapte, adică spre dimineață, pe data de 2, deja era 2, și am scris că 1 octombrie s-a născut. Un almagab de emoții și toate amintirile și tot ce am făcut bun, dar mai mult tot ce am făcut rău în viață,
tare repede mi-au amintit timp de 5 minute cât așteptam să-mi răspundă dacă tot e ok, pentru că era vorba de o intervenție de urgență, s-a născut un pic mai devreme și atunci am înțeles că în mâinile mele este foarte puțin, mai nimic. Viața s-a schimbat. A apărut cineva în viață care a făcut o conexiune între mine și Irina, este fetița noastră Maria Andreea. A apărut cineva pentru care era nevoie de grijă și timp, iar acest timp și grijă nu întotdeauna era, dar a apărut cineva că, despre care mie în minte îmi venea, uite, uite asta să ai grijă să nu faci, pentru că ai copil. Asta să nu ai grijă. Deci cumva foarte, nu știu, un echilibru de ăsta, cu atât mai mult să faci bine, ca să fie bine și pentru tine și familia ta și să răsplătească. Trebuie să te modelezi tu, iată, e ce, la ce ajung, trebuie noi să ne schimbăm și ca să schimbi și copiii noștri. Odată cu apariția fetiței, viața a devenit altfel, cu siguranță, și asta se întâmplă, cred că, în cazul majorității tăticilor, deși dragostea de tată nu la toți apare din prima zi. La mine a apărut mai întâi frica că am pe cineva micuț, cum să ții, cum să o păzești de tot ce este în jur, dar tu ești doar un om neputincios, un tată și, și cumva la mine acest sentiment s-a trezit primul și apoi an de an s-au schimbat așa lucrurile încât acum mă bucur că am o comunicare frumoasă cu ea, că în drum spre școală, dacă nu dimineața sau seara de la școală spre casă, ne povestim ceva. Când au fost întrebări, oarecare întrebări așa mai delicate, pe care de obicei fetele le discută cu mămicile, ea nu știu cum a găsit un moment potrivit și m-a întrebat ceva despre un băiat, despre ceva, m-a întrebat pe mine. Dacă mântru, apărind să răspundă. La început a fost o frică că ce, de care e răspunsul corect, dar și-am zis să aia așa ușor el. Și am început să-i povestesc că poate fi și așa și așa. Avem foarte multe discuții despre prietenie, despre relația de prietenie între copii, între oameni în general. Mă ia frica când mă întreabă prea devreme despre, uite, dacă unii fete îi place de un băiat, este firesc, eu zic, dar tu ai 10 ani, zic, e cam de vreme, dar încerc. Dar nu e de vreme, abia spune. A văzut un video și cineva spunea, care este cea mai mare greșeală a părinților în educația copiilor? Și a spus că ei, noi toți părinții, uităm cum erau simțurile noastre și cum eram noi când eram copii. Ne spunem, copiii n-au răbdare. Nu, noi părinții n-avem răbdare să explicăm copiilor noștri ce trebuie să fac, cum trebuie să fac și să explicăm de 10 ori sau de 20 de ori sau de 100 de ori. Și cel mai interesant, că tot aceiași părinți la serviciu, datorită domeniului pe care îl activează, ei colegilor lor le explică de 10, de 50 de ori același lucru, cu răbdare. Dar acasă nu e răbdare. Dar ce? Acasă nu este salariu, da? Sau ce nu? Da, da, acasă, da. Acasă ne-am obișnuit că nu. Vreau să ne întoarcem în anul 2015. Când încerc să o răsfăț și când încerc să o cuprind atunci când nu e momentul, când mămica i-a spus că aici ceva nu ai făcut corect și nu ai făcut bine, și dacă eu cumva încerc să fiu cel bun, soția deodată mă tachinează și mă... Și îmi interzice acest lucru. Aceeași tactică trebuie să fie la părinți, da? Pentru că nu trebuie să fie că tăticul e bun, mama e rea sau invers. Asta tot e teorie. Da? Tot asta, asta e că aici vorbește un domn Adrian, care el vorbește în teorie. Corect, dar în teorie. Practica a dovedit a fi între ani? Asta el nu făcea. Dar azi face? Cel puțin ceea ce gândea sau vroia să facă? Deja ați ajuns deja la practică? Deja mă străduiesc să fac, da. Pentru că eu foarte bine am învățat
teorie și acum în multe activități tot. Teoretic, da, în practică mai puțin, pentru că în practică este mult mai greu. Ați menționat tot aici că neapărat veți depune maxim efort ca să o duceți pe la Casa de Copii, pe Maria Andrei. Asta era la nivelul meu de conștientizare atunci. Mie mi se părea că dacă copilul o să meargă și o să vadă cum trăiesc alți copii, înseamnă că el va aprecia mai mult ceea ce are. Nu știi, dar tu poți să duci copilul și tu poți să-l traumezi. Dar el are nevoie, copilul tău, de asta. Dar el o să află la momentul potrivit. Dar de ce tu trebuie, dacă asta nu-ți vine firesc, de ce tu trebuie să faci ceva intenționat și nu chiar pozitiv? Să-i povestesc? Da. I-am povestit, i-am spus despre faptul că nu toți copiii au aceeași copilărie fericită sau îndestulată. Poate unii, apropo, locuiesc mai modest ca și bunuri financiare, materiale, da? Dar poate sunt mai fericiți. Noi așa asta confundăm deseori. Că noi ne gândim că cei care sunt mai înstăriți trăiesc mai bine sau mai fericiți. Nu întotdeauna. E că tu îți înjuri și te gândești ce pot eu azi să fac și cineva zice, dar și eu am posibilitate să mă duc undeva, dar eu dacă aș avea bani, eu m-aș duce în vacanță și acolo noi am fi fericiți și copiii ar fi fericiți. Nu. Tu ai niște cartofi în beci. Așa aici. Du-te, te rog, în beci și ia niște cartofi și fă niște cartofi prăjiți de cei de care îți plăceau ții în copilărie și fă-i cu familia ta și niște castraveți murați și îi pus și v-ați ajutat la masă și voi stați și vorbiți. Iată momentul acela când stați între ei la cartofi. Neapărat să apară această secvență și în stories? Nu. Adrian nu se neconformist. De ce? Ați spus stop și nu arătați fetița în genul. Eu am trăit în perioadă când am... Vorba aceea, mâncare nefotografiată nu mâncă. Asta e lumea noastră de mult și a multora. Cum ați ajuns la această profunzime, înțelepciune? Eu așa o văd, pentru că astea nasc mare parte copii special ca să promoveze cumva imaginea mamei și să ai mai multe vizualizări, like-uri. Din păcate, unde ajungem noi? De ce? Nu, cum ați simțit? Nu e nimic rău, în tot cele există partea bună. Poate asta o să fie o perioadă și pe urmă toți o să satură. Poate să fie așa că la un moment dat să fie că stea un grup de oameni în telefon și alții care deja au conștientizat se uită la ei și zice, băi, ăștia din ce anul sunt? Sunt din 2000? Din evul mediu. Adică asta poate să ajungă că oamenii se conștientizează că nu este nimic bun. Ori setea de a vorbi cu oameni reali, în realitate, de a discuta cu ei, va fi deja atât de mare încât oamenii vor înțelege că telefonul și rețelele este un instrument. Noi în el ne folosim cum bunicii se foloseau de sapă și de hârleț. O folosim când avem nevoie. Mult timp pierdut, mult dai în afară și puțin rămâne în... Fericite preferă liniște? Despre asta? Da, și despre asta. Și despre ce când tu nu vrei ca să fii fericit, să-ți spună neapărat altcineva. Este plăcut, e adevărat, dar asta tot sunt fleacuri. Adevărul este că trebuie să facem așa încât noi să ne simțim fericiți. Nu să ne spună cineva ca noi să fim fericiți. Nu să postăm și noi să uităm la poza noastră și zicem și de fericit ne suntem. Da, și de frumos ne suntem. Să nu rupă din context ceea ce povestesc, pentru că asta nu înseamnă că asta e rău. Fiecare are perioada sa. Cineva are nevoie la o perioadă anumită să posteze poze. Asta este un ajutor foarte bun pentru acel om pentru a prinde la încredere. El are atâta neîncredere în sine încât el chiar are nevoie să posteze câteva poze și cineva să-i spună, de ce tu zici că ești urât? Păreri din afară să-l ridici cumva. Da, un pic să-l ajute. Și el prinde la curaj și merge înainte. Oricineva trebuie să posteze ca altcineva să-i spună, tu știi că ai talent în direcția asta. Eu tot credeam că nu știu cât n-o să particip la emisiuni. Dar acum sunt foarte selectiv și să nu supere alți colegi de-ai dumneavoastră și colegi de-ai mii din televiziuni și din radio și din tot felul de podcasturi. Refuzați. Am refuzat la rând foarte multe. Aici eu, adică aplicăciu. Nu e despre asta, e despre faptul că
Asta este alegerea mea, să aleg așa cum simt. În ziua care mi-a venit, eu am văzut, ok, bine. Și, da, susținerea ce rambut, înseamnă că... Tu trebuie să simți singur că vrei să mergi. Noi ne apropiem de finalul, finalul foarte original. Vă zic sincer că încerc cu orice oaspete să fiu mai deosebită, dar aici mi-a venit o idee, iarăși cum spuneați, cred că cerul mi-a dat-o și sper că să-mi reușească să fac o surpriză. Propun un blitz neordinar, căci va conține câte două răspunsuri la fiecare întrebare din partea la două persoane care cunosc cel mai bine pe Adrian Ursu. Adică, primul sunteți dumneavoastră care răspundeți și va mai fi o persoană care la fel va răspunde la fiecare întrebare care vă dau dumneavoastră. Bine. Sunteți gata? Da. Data cererii în căsătorie. Asta nu știu nici vina, mi se pare că nu țin minte. Nu știu. Nu țin minte. Presupun că era vara sau era final de... Sau era final de... De primăvară, ori în mai, ori iunie, iulie. Eu știu data, sigur. Ce știu, asta este data de 8 august. Când noi am mers ambii în șorți îmbrăcați, în șorți și cu maiouri, și noi am mers și am semnat actul de căsătorie. Da. Am întrebat pe altă ființă care vă spuneam că tot și-a expus părerea, da, referitor la toate întrebările și cred eu că vă interesează despre cine este vorba. Salutare! Natalia m-a rugat să-i răspund la câteva întrebări. Abia de-am apucat să o fac, de aceea o să încerc să fiu cât mai succintă. Da. Data cererii în căsătorie. La drept vorbind, nu țin minte exact care a fost data, dar știu sigur că era pe timp de vară, pentru că purtam o rochie vaporoasă. Următoare. Parametrii nou născuti Maria Andreea. Știu că era foarte micuță. Știu că avea în jur de 2 kg. Doar 2 kg. Și era foarte fierbă și era conectată la tot felul de aparate și și poate asta, iată, în toată emisiunea care am fost, poate unul din lucrurile care trebuie să-mi amintească, iată, este asta, ca să prețuiesc, să prețuim și eu și Irina mai mult și mai mult acest dar de la Dumnezeu Maria Andreea. Pentru că ea a trecut prin încercări și a, în scurt timp ea a compensat tot ce... Așa se întâmplă cu unii copii care se nasc mai devreme, ea apoi compensează așa. Era naștere prematură, da? Da. Și la 8 luni sau la 7? La 8, când e cel mai riscant. Și într-un final Dumnezeu așa a vrut ca să se aranjeze lucrurile bine, dar ca noi să știm de unde pornim și să nu uităm. Iată de ce mulți nu înțelegeam atunci când în postare de apariție fetiței noastre pe acest pământ era o solicitare spre rugăciune de la fiecare care o citește pentru fiecare noastră. Da, eu asta am spus. Da. Eu nu țin minte, dar... Era chiar scris, notat, vă rog, fiecare care dorește. Da, un gând bun este binevenit întotdeauna, dar cea mai bună rugăciune o poate face mama și tata. Părinte, da. Părinții. Că este auzită. Apoi îndată. Bunicii, da. Maria Andreea cântărea un pic sub 2,5 kg, alții 2,200. Parametrii nu mi s-au memorat, pentru 2,200. Că erau importante lucrurile în acel moment. Deci, delicate. Da. La ce vârstă prințesa tatea a făcut primii pași? Niciun an. Eu cred că niciun an nu avea și așa. Era prezent tatea atunci? Sper. Serios, dar de când o să aveți 2-3 copii, nu o să țin minte în genere. Dar primul, dar unicul. Nu țin minte exact. Eu multe nu țin minte. Pentru că așa erau prioritățile, așa erau. Acum țin minte tot. Eu cred că data viitoare, când vom discuta despre un băiețel care simt eu cumva ar trebui să bată la ușă, deja veți fi mai conștiincios și veți memora toate momentele importante, cele mai importante în viață. Eu astăzi am fost sincer cu dumneavoastră, dar unele lucruri nu vi le-am povestit, pentru că asta este alegerea noastră. Dar știți că... 3 puncte? Da, la noi tot este bine și tot este minunat. Atunci eu spun dar cu ajutorul cerului
și totul să fie așa cum este scris în scenariul de sus. Andrei a început să meargă bine la vreun an și o lună, cam așa. Cam de atunci a început. Dar primii pași mai devreme de noi. Tati mă bine cunoaște. Eu ți-am minte altfel. Nu știu. Când tati spune fiicei nu? Cam des. Serios? Des spun, dar nu întotdeauna mă pot ține de acest nu. Pentru că ea este drăgălașă, frumoasă, dulce și știe să apese acele butoane care să te topească. Ori știi să apese atât de insistent încât nu vreau să lupt cu tine. Dar încerc să învăț să pot spune un nu sigur și dacă spun nu, să mă țin de el. Bună întrebare. Tata nu prea știe să zică fiicei sale nu. L-am spus. Și de aceea acest rol îmi revine mie în mare parte. Dar, ușor, încet cu pași mici, dar sigur mergem spre a ne învăța să zicem nu atunci când este caz. Ce nu va tolera Adrian Ursu în casă sau în familie niciodată? Dar nu spun niciodată nu spun niciodată. Acasă trebuie să fie acasă, cald, bine și... Totul se poate. Da. Nu am ajuns deocamdată și sper să nu ajungem la această culminație. Și de fapt Adrian este un tată și un soț tolerant. Și avem câteva gânduri care vă rog să le continuați. Obligația primordială a soției e... Este... Să asiguri acea căldură care o poate dărui o soție pentru soț, ea ca și femeie, și să dăruiască acea dragoste de mamă dacă are copii. Dar dacă vorbim despre soț, care este misiunea lui, să spunem așa, în casă? Misiunea lui este la fel, să dăruiască dragoste, să dăruiască atenție, dacă poate să câștige bani pentru a asigura familia, să muncească, să câștige, dacă poate mai mult soție, iar el poate mai mult să dăruiască timp familie, atunci să facă, să schimbe, să accepte orice să accepte. Important, ambii să fie ok și să iubească. Dar orgoliul ăsta bărbătesc sau cineva când spun, tu ce fel de bărbat ești, tu stai cu copil, crești și femeia ta lucrează. Asta e minunat, stai cu copil. Da? Da, el, tati, Adrian, nu se spune că e minunat. Ceilalți nu știu, omul compătimiță-l pe omul care nu știe ce plăcere este să stai acasă cu copilul, pentru că nu copilul este problema și nu este problema că noi ne împotrivim, că asta parcă vrei altceva, că altceva e mai fain, că altceva e mai important. Asta tot stă la noi aici în cap. Dar e foarte fain. Eu prefer să stau acasă și mi-mi place și când am ocazia asta, mă folosesc de această ocazie. Dar înțeleg foarte bine și pe ceilalți care nu stau așa, nu stau acasă, pentru că eu așa am fost. Obligația primordială a soției e să-și facă soțul și familia fericită. Obligația primordială a soțului e aceeași. Așa soției. Doar? Să facă soția, copiii, întreaga familie să se simtă fericiți, împliniți, în siguranță. Asta e un moment un pic mai deosebit față de obligațiile soției, probabil. Și să depună tot efortul pentru a crește împreună. Dacă nu apărea Irina Negară în viața, în soarta lui Adrian Ursu? Trebuia inventată. Sună așa bine. Așa sună bine. Puteam să bat pasul pe loc. Puteam să mă dezvolt în alte direcții. Bine, precum că bine. Da, de aici. Dar nu erau acele... acel imbold de a face mai mult, mai bine, de a ne schimba unul pe celălalt, de a ne remodela.
Eu cred că ambii i-am apărut unul în viața celălalt atunci când trebuie și în general sunt foarte mulțumit, deși câteodată nu este plăcut deloc. Nu este plăcut deloc când omul de lângă tine nu te venerează deloc, nu te ba chiar eu câteodată mai aștept să spună ceva de cuvinte de la nu, da. Direct, ori nu-l spune, ori îi spun, hai, dar spune măcar ceva. Ori dacă e ceva i-a plăcut, da. Îți spune mai rar, dar tare plăcut. Oh my God, cum ați convins dacă așa, încă așa de mult? Dacă nu apărea Irina Negară în soarta lui Adrian Ursu, apărea altcineva. Simplu? Modest, aici modestie. Da? Asta e un răspuns cu umor, așa. Da, da, îmi dați seama. El, tate, Adrian Ursu, este? Este. Este. Și punctul. Cum diferit. Este? Într-o zi într-un fel, într-o zi altfel, iarăși depinde de foarte mulți factori, dar nu știu cum este. O să vă spun asta peste 10 ani, uh-huh. 20 de ani, nu știu. El, tata, Adrian Ursu, este probabil cel mai bun tată din lume, uh-huh. la care putea visa Maria Andreea. Da, Andreea? Asta mi-a făcut. Da. Ca părintele să-i satisfacă toate nevoile, să fie prezent în viața ei, să se bucure alături de ea, să o păiască când e veselă, să o cuprindă și să o consoleze când este tristă. Să aibă răbdare în a-i explica unele lucruri care se întâmplă și nu sunt deocamdată pe înțelesul copilului într-o anumită perioadă din viață. Iar Adrian face toate aceste lucruri. De aceea este un tată foarte bun. Și dar mie că nu o să-mi spui așa. Iată, de aceea vedeți câteodată prin televizor. Mulțumesc. Aș cere iertare de la... De la... De la tata, că m-am supărat pe el, cândva de mult. Nu a reușit să-i spuneți asta? Cum n-a reușit? Da? Reușit, dar nu, așa încă n-am reușit, nu știu. Noi mai avem treabă. Lacrimi. Da, azi, și azi a fost, da? Știți, lacrimi încă de când ați adresat întrebarea, ele au venit de 3 ori. Ele puteau să iasă, nu e despre lacrimi și despre ca interviul să iasă mai fain, că știu și așa tendință. A fost un moment când eu în copilărie am considerat că el a fost prea sever și că a avut cerințe prea mari de la mine. Dar în același moment eu conștientizez că dacă el nu era așa, eu nu aș fi făcut probabil nici jumătate din ce am făcut. Pentru că eu am o lene foarte mare. Eu mulțumesc foarte mult pentru asta și noi problema asta stă e la mine undeva. Eu cumva atunci m-am supărat că eu am considerat că el m-a pedepsit, dar nu pe drept, pentru că eu am greșit, dar am greșit la cântând din emoții, dar el așa, dar pe el pe urmă nu înțeleg că el s-a simțit incomod, că l-am făcut de rușine, dar el sunt foarte multe lucruri. Și el e așa, le aranjez tot și pe urmă te uiți și zici, da, e tot ok, eu ce să-i spun acum? Eu trebuie să spun că eu trebuie să conștiință să înțeleg că eu n-am avut dreptate atunci. Parțial n-am avut dreptate, nici el n-a avut dreptate, dar nici eu. Eu spuneam mulțumesc și înainte interviuri, dar spuneam mulțumesc pentru că asta sună bine. Pentru că asta este fain. Eu, creierașul nu merge bine la, mergea dintotdeauna bine la tema asta. Când tu spui ceva, de ce e că asta sună bine? Tatea Adrian Ursu lăcrimează atunci? Când cântă Tăicuță de ziua ta, uneori când cântă mama și plâng unii tătici sau unele femei, unele bunici, când spune ceva emoționant copilul, eu mi-am scos bariera asta de a nu plânge sau
cel puțin așa pare să cred. Când lacrimile vin dintr-un sentiment sincer, lăsați-le să scurgă. Tati, Adrian Ursu, lacrimează atunci când își vede fiica fericită, fără griji, fără nevoi, țăpăind, dansând, cântând. Atunci, probabil, fiecare părinte poate să plângă și acestea sunt lacrimi de fericire. Mă bucur că ați reușit să o convingeți pe Irina și că i-a acceptat această provocare de a răspunde această provocare, că nu-mi place însuși cuvântul. Știu că nu v-a plăcut din start. Propunere de a susține soțul, cred eu, cumva. De a complimenta această armonie care simt eu că există. Irina, că îți mulțumesc frumos că ai acceptat să participi în interviu. Tare plăcut și... Mai surprins plăcut. Pe această notă, unde doar pune 3 puncte, la solicitarea mea, din partea brandului autohton Creme Brulee pentru prințesa, cea care vocea s-a auzit, fața nu o cunoaște, dar cu siguranță știu că este frumoasă e foarte și frumos. Deșteaptă, precum părinții ei. Eu vă mulțumesc încă o dată, din suflet, pentru că ați fost aici și sunt sigură că discuția a fost foarte emoțională și pentru tati și pentru mămici. Mulțumesc, eu sper că... Cu drag. Mulțumesc. Pentru prințesa noastră, pentru Maria Andreea. Mulțumesc. Sper să-i placă culoarea și tot ce va găsi pentru perioada de iarnă. Eu vreau să vă doresc succes în emisiune, vreau să le doresc tuturor sărbători fericite, vreau să fim mai buni, toți. Dacă toți o să fim mai buni acasă, un pic. Dacă toți o să fim mai buni la serviciu, acolo în domeniul de activitate pe care îl aveți, atunci noi toți ca și comunitate, țară, toți oamenii o să mergem în direcția bună și o să avem succes. Iar și o să avem tot ce ne dorim. Iar altfel nu se poate. Așa să fie, iar eu vă mulțumesc pentru sinceritate, pentru profunzimea și înțelepciunea sufletului noastră și pentru cei care radiați în societate că familia este cea mai valoroasă pe acest pământ și că restul merge pe alături. Soția este cea care ar trebui să fie paralel cu soțul din mânuță în mânuță, privire în privire pe această cale a sorții care se scrie de sus. Vă mulțumesc de suflet pentru tot ce faceți. Ba chiar mai mult, aș adăuga. Mulțumesc frumos la ce ați spus. Dacă în familie este prim plan și la lucru, ori în domeniul profesional, succes poate merge și mai mult. Da. Legea Universului, despre care discutați. Pace în casă și la serviciu. El, tată, nu e doar acel care își duce copilul la grădiniță sau la școală în fiecare zi, fără întârziere, ci acel care e fericit, care își iubește soția, care se întoarce cu dragoste acasă în fiecare zi, făcând din familie cel mai de preț liman al căutărilor lumii. Ia, mama, Nata Boboc, păstrați familia! Mama, yeah.